Avem voie să facem orice astăzi, este vorba despre joacă, despre râs, pentru că sunt cele mai sănătoase ingrediente pe care le putem adăuga în viața noastră. Așa este. Draga mea, Raluca, știu că tu ne-ai susținut încă de astă vară, când Iții Biții și-a dat silința să reînvie jocurile copilăriei noastre și să smulgă copiii din fața ecranelor, să-i scoată la joacă. Povestește-mi un pic cum a crescut toată povestea asta pe blogul tău. Atunci când voi ați lansat campania cu jocurile copilăriei, mi-a plăcut tare mult, urmăream în fiecare zi filmulețele pe care le postați voi pe pagină și am fost tare fericită când m-ați invitat să particip și eu și să povestesc un joc. Și apoi m-am gândit că ar fi tare frumos să ducem lucrul ăsta mai departe și să putem oferi părinților un ghid de joacă pe care să îl păstreze mereu la îndemână și să-l folosească alături de copii. Și atunci, pe la finalul lui iulie, am scris pe blog despre campania voastră și am invitat alți părinți să mă inspire cu idei din copilăria lor. Și a fost așa o avalanșă foarte frumoasă de reacții. Primeam o mulțime de mesaje pe blog, pe Facebook și am fost foarte fericită să văd reacția asta și asta m-a determinat cu atât mai mult să vreau să strâng aceste idei într-un ghid. Și uite, acum, la început de mijloc de septembrie, este gata ghidul pe care vreau să-l împărtășesc cu cât mai mulți părinți și sper să-i inspir să fie jucăuși și toamna asta, chiar dacă a început școala și avem mai puțin timp liber. Așa, dar trebuie să-l folosim cât mai cu cap. Exact. Am să dau câteva detalii. Suflet de mămică se numește blogul Raluca Luteanu. Da, raluca.ro. Așa. Și din Suflet de mămică a pus cap la cap un ghid de joacă pe care îl vom putea downloada gratuit. Da, este ce? Un ghid de joacă, asta înseamnă că o să fie doar joc? E ca un fel de rețetă? Adică te uiți și vezi ce joc? Este o cărticică, un PDF practic, în care eu am strâns câteva jocuri ale copilăriei pe care le-am explicat, am scris regulile, pentru că vorbim cu părinții, ne-am dat seama că noi ne aminteam de numirile multor jocuri, dar când era vorba să punem practic regulile, ne cam încurcam, ne aduceam aminte doar parțial și atunci m-am gândit că e bine să le avem pe toate. Și câte jocuri? Câte jocuri ai strâns? S-au strâns 39 de jocuri. Eu am primit mult mai multe idei de la părinți, dar nu la toate am reușit să găsim regulile exact cum complete sau nu pot fi așa ușor descrise în scris pentru că sunt mult mai complicate cu multe etape și atunci am ales cele mai des întâlnite, cele mai populare, ca să zic așa, pe care le-am descris în detaliu, am scris și pentru ce vârstă ar fi potrivite, ca părinții să se poată orienta să aleagă exact jocurile potrivite copiilor lor și de ce nu, poate ducem și la următorul nivel, dacă le place acest ghid, să le extindem și cu alte idei pe mai departe. Raluca, întrebare întrebătoare. Care sunt primele trei jocuri, top trei jocuri pe care îți place ție să le joci cu fiul tău? Băiețelul meu e micuț, are aproape 3 ani. Mulți și atunci, mulțumesc, paleta de jocuri e mai restrânsă. El e mare fan Vați Ascunselea. Așa. Și jucăm și un fel de leapșa adaptat, în care mai mult el ne dă leapșa sau le dă leapșa ursuleților de pluș și orice, numai să nu stea prea mult leapșa la el. Și în rest inventăm tot felul de jocuri. Chiar în campania voastră am descoperit pe blogul Mămici Urbane niște idei de jocuri, având fetițele tot așa mai micuțe, a strâns o mulțime de idei exact potrivite lui Bogdan și mereu când sunt în pană de inspirație mă intru și mai citesc și de asta cred că e minunat că mai multe mame blogger s-au gândit să scrie despre asta și să le ofere părinților inspirație. Raluca, eu îți mulțumesc în numele lui Tudor al meu și cred că și Marius în numele lui Efrem al lui. Cu drag. Vreau să spun de un joc. Să v-ați jucat. Ia. Hai, spune, mulțumește, Ruxandra. Da, voiam să-ți mulțumesc în numele nostru și al copiilor noștri pentru ghidul ăsta pe care l-ai pus la cale. E o idee foarte faină că l-ai strâns pe toate la un loc și că le oferi gratuit șansa părinților să acceseze copilăria lor și să o aducă un pic corect. În prezent. Da. Să o aducem în viața copiilor noștri. Și dacă mă las să mai spun un singur lucru. Te las, cum să nu. Despre un alt ghid gratuit care mie îmi place mult, este lansat tot de o mamă blogăriță, Cristina Oțel, pe blogul ei, cristinaoțel.ro,
a lansat chiar zilele trecute un ghid care se numește Ghidul Diminețiilor cu Zâmbet, care tot așa se descarcă gratuit de acolo și care e o idee foarte faină de a face diminețile acestea grăbite când suntem mereu pe fugă și vrem să ajungem la școală, la grădiniță, la serviciu, să le facem mai frumoase și mai plăcute pentru copii și poate vizita și voi ghidul, pe mine m-a inspirat foarte mult. Mulțumim de idee, normal. Super idee! O să intrăm și acolo. Mulțumim frumos, Raluca, a intrat mulțumesc în direct cu noi. Mulțumesc și eu, m-am bucurat mult. Ne bucurăm și noi că ai fost cu noi astăzi. Rămânem în stare de hrizeală și de joacă, pentru că ne stă bine și nouă celor mari așa. Nu trebuie să fim exact, tot timpul serioși. Exact. Așa ne stă cel mai bine, jucăuși și vece. Ok, Raluca, să ai o zi frumoasă și mulțumim și voi, la fel, pentru tot ce ai făcut. Și te mai așteptăm pe aici, pe la noi. Cu drag, pa, pa. O zi frumoasă, pa, pa. Zi frumoasă și ție, pa, pa. Mergem acum mai departe cu Vank Sări, pentru că avem chef de joacă.